Bună ziua și bine ați venit la Profo Live exercițiu de matematică. Așa, da, doamne și domnule, suntem din nou împreună. Pornim repede treaba, tema pentru acasă, clasa a patra. Și să facem probleme de un profesor din acelea cu... Darea, dăm cu legerea, te rog. Cu fracții, da. Da, da. Cu fracții. Da, eu, dacă îmi dați voi copii, aș relua problema care am făcut-o data trecută, pentru că vreau să o îmbrăcăm într-un limbaj de ceva accesibil vouă, pentru că era și tu foarte obosită, dar ea, nu știu, dar tine, acum văd pe tine, te văd obosit, Davide, dar hai să încercăm să ne concentrăm, să vedem câte ceva. Deci, a fost vorba de următorul lucru. Când niște copii aveau mărgele. Nu? Așa era formal. Da, 28 de mărgele, da. Da. Deci, primul, al doilea, nu mai spun, Ana, Dana, Viorica, primul, al doilea, al treilea și al patrulea copil, toți aveau în total 28 lei. Hai să zic. Au 28 lei. Deci cei patru copii au 28 de lei. Dacă primul dă o pătrime, deci primul renunță la o pătrime. Al doilea parcă la jumătate. Deci dacă primul renunță la o pătrime, al doilea parcă la jumătate era. Al doilea renunță la jumătate. Uite, domnul profesor, aici ai scris. Da? La ce pagină? La pagină 39. Al treilea parcă se... ori trei era. Da. De trei ori, da. Da, de trei ori. Și a patra rămâne așa. Da, Ana, Bianca, Diana și Crina au împreună 28 de mărgele. Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are, da. Bianca ar avea numai jumătate din cât are. Deci Bianca numai o jumătate din cât are, deci doi. Al doilea elev. Renunță la o jumătate. Renunță la o jumătate. Deci al doilea renunță la o doime din cât are. Al treilea ar avea de trei ori mai multe mărgele decât are. Al treilea și-ar mări de trei ori suma, nu? Da. Al treilea. Și-ar mări de trei ori suma. Cei patru prieteni ar avea... Iar al patrulea... numere egale. Al patrulea nu face nimic. Nu face... Da, nu face nimic. Adică el nu-și mărică suma. Atunci au sume egal. Sume de... Da? În situația aia au sume egale. Exact. Primul are un segment mare, îl împărțim în patru. Așa, David. În patru. Și tăiem un segment, pentru că problema ne spune că el își taie o pătrime. Perfect. Deci punctăm pe asta care renunță, David, da? Da. O punctăm. La următorul facem încă o linie, da. O împărțim în două și luăm o jumătate. Dar zice, în clipa în care când luăm jumătatea... Care va fi egal cu segmentul de sus. Cu ăsta, nu cu tot. Nu cu tot. Numai cu segmentul numai care a rămas din trei, nu? Numai cu cele trei segmente. Perfect, David. Așa. Al doilea punctăm. Al doilea punctăm, da. După aia, la al treilea, facem cel mai mic segment. Da. Și mai adăugăm încă două. Încă două ca să-l completăm pe ăsta, da? Da. E de parcă aș fi fost ăsta de la început împărțit în trei. Și al patrulea facem... Exact segmentul de aici. Da. Pentru al patrulea. Foarte tare. Foarte tare. Deci, Davide, din ce simțim, din conținutul problemei, sesizăm că al treilea, deci primul, al doilea, al treilea, și al patrulea. Din ce sesizăm, ne dăm seama că al treilea este cel mai mic. Are cel mai puțin. Atât are el inițial.
Că spune dacă și l-ar multiplica de 3 ori. Și atunci simțim, Daria, că unitatea de măsură în tot, în toată discuția noastră, discuția noastră, este segmentul acesta. Și știm că A-ul are 4 C, că B-ul are 4 C. Nu, primul are 4 segmente de astea mici, nu? Da. În mod normal. El dacă sunt câte 3 segmente pentru a fi toate egale și în cealaltă jumătate, al doilea are 6. Perfect, ai văzut. Deci, iată aici, cum ai spus și tu, Davide, aici am în total și partea asta nevăzută înainte de a denunța încă din 3 segmente. Da. Deci iată 6. 6 plus 4 avem deja 10. Așa. Avem un C. Deci în total. În total ar fi 14 C. 14 segmente mici, da? Da, 14. Deci le vedem. Uite așa le fac și eu ca să le vedem și mai bine. Faceți ca dumneavoastră? Sigur că da. Da? Iar... Și facem 14 C. Și atunci C este egal cu 28 împărțit la 14. Și C va fi egal cu 2. Deci vedem că au apărut cele câte segmente aici? 14 segmente. Deci ne împărțim. Și atunci suma este egal cu 14 segmente. Adică 28 împărțit la 14. 28 deci, egal cu 14 ori un segment S. De unde un segment S este egal cu 28 împărțit la 14, care este egal cu 2. Și atunci A este egal cu 2 ori 4, care este adică egal A cu 8. Adică A sau 1, 1 egal cu... A este egal cu 8. A egal 2 ori 4 și egal cu 8. Al doilea va fi egal cu 2 ori 6, care va fi egal cu 12. Și ultimul va fi egal cu 6. 12. Și al treilea egal cu 2. Înseamnă 2. Și al patrulea este egal cu 2 ori 3, care este egal cu 6. Sau mai bine faci din primul caz. 2 ori 3 și egal cu 6. Da? Deci în final observăm că am găsit și suma lor va face așa. Eu mă gândeam la o formulare deșteaptă. A zice așa. Dacă, acest problem să o gândim altfel. Dacă primul renunță la o pătrime din ce are și îi dă la al treilea, atenți. E tare de tot. Da. Deci dacă primul renunță la o pătrime și dă celui de-al treilea, el va avea două segmente acum, noi, în mintea noastră, va avea două segmente. Da. Atunci el are două treimi, el va avea două treimi din primul. Adică doi, trei, primul are deja trei segmente? Și el are două. Și el are două, deja ne dă deci, în formulare. Păi uite că am spus așa. Are două treimi. Adică primul are, o să aibă trei și al doilea să aibă două. Două, da. E foarte așa, tare. Așa, da? Ne dă deci, deja... Dacă primul... Mare parte. Deci primul, dacă primul renunță, atenție, David, dacă primul rămâne la un pătrime, renunță la o pătrime, adică un segment, la un segment în limbajul nostru acum, și îl duce la al treilea, ăsta două segmente roșii. Două segmente, adică două treimi din el. Două treimi, că lui au mai rămas, trei au rămas ăsta. Și îl mai multiplicăm cu trei? Nu. Fii atent. Deci după ce e dus segmentul ăsta de aici, segmentul ăsta de aici, în limbajul în care formulăm problema, și l-ai dus unde, Davide? L-ai dus aici, la al treilea. Deci, ăsta care pleacă de aici, cu verde, da? Hai să zicem, cu verde, și vine aici. În clipa asta, al treilea are... Două segmente din trei. Adică două treimi. Da, și el a deja jumătate din are două treimi, fii atent. Și atunci, doar atât ai spun. Iar ceilalți, trei, primul, al doilea să renunțe la jumătate din cât are. Și atunci primul, al doilea și al patrulea sunt egali. Da. Și am făcut o problemă mai tare decât odată autorul. Măi, David, știi ce vreau să fac eu? Vreau să compunem acum, să rearanjăm problema într-un limbaj de-al nostru mai tare decât odată autorul. Mai tare? Mai tare devine. Yay! Hai să vedem așa.
tante, să o reformulăm, să o rearanjăm. Zice. Daria, Davide, proful Lain și Mihaela. Da. Cei patru au o sumă cunoscută. Cât am zis noi? 28. 28. Hai să schimbăm. Putem schimba. Putem schimba la un multiplu... 56. De ce te-ai gândit la 56? Combinăm un multiplu de 27 și am dat pe 56. Bun, bună ideea. Trebuie să se împartă la 14. Da. Toate ideea să se împarte exact la 14 da, segmente. Și vau fi de lungimea de 4, de 4 segmente. Deci vedeți, Daria, numai îndată tu ai venit, eu ți-am propus ceva și tu ai zis, hai să schimbăm și începutul. Hai să zicem, cei patru prieteni de aici? Da. Davide, Daria. Da? Lei și număr gemeni. Lei, da, da. Deci, Davide, Daria, prof online și Mihaela. Da? Ca împreună. Așa. Scrie problema, hai că începem. Eu scriu și mama. Deci, Davide. Daria. Proful și mama. Proful și Mihaela. Au împreună 56 de lei. Dacă... Cine-i primul? Davide, da? Dacă Davide dă o pătrime din suma pe care are profului online, da, zic așa, dacă Davide, să zicem, dacă Davide dă o pătrime din suma pe care o are profului online, da, acesta face două treimi, după ce dă Davide, acesta face două treimi din suma sa. Aha, stați puțin. Adică putem să adunăm... Mă secundez, nu mă mai întreb. Da. Am vorbit noi. Deci dacă Davide dă o pătrime din suma sa lui proful online, acesta, el proful online, care era de cel mai puțin, nu? El va avea două treimi din suma rămasă lui David. Din suma rămasă lui David. După ce a dat? Nu. Din suma rămasă lui David. Dacă Daria renunță la jumătate din suma sa, atunci... Și-ar da o Mihaela. Nu dă mai dă nimic. Lăsăm așa. Deci, dacă Davide renunță la jumătate din suma sa... Nu, Davide... Daria renunță la jumătate din suma sa, atunci Davide, Daria și Mihaela au sume egale. Nu, stai puțin. Dar nu și eu? Atunci Davide, Daria și Mihaela... Așa, bine spus. Eu nu înțelegeam. De ce? Pentru că proful are doar două secunde. Nu, el a rămas acolo, chelegos. Asta e. El are mai puțin, da? Deci, atenție, Davide, Daria. Deci dacă Daria renunță la jumătate din suma sa, atunci, după mișcarea asta, Davide, Daria și Mihaela au sume egale. Stați, am spus asta. Am reluat încă o dată. Să se afle sumele lor. Fiind sume egale, adică 56 într-un fel minus cele două segmente, adică profanare rămas deoparte. Deci informația pe care o ai așa este. Sunt două etape. O dată, că Davide dă o pătrime
din suma sa proful online și atunci proful online are cât? Două treimi din suma care i-a rămas. Iar dacă, pe de altă parte, Daria renunță la jumătate din suma sa, atunci cine? Davide? Eu. Cu Daria și cu Mihaela vor avea sume egale. Adică iau segmentele astea egale, mă. 3, 3 și 3. Face niște liniuțe verzi. Da? După ce au făcut mișcările astea, da? Bine, mă. Uite, să le fac cu galbene, vrei așa? După ce, uite, mă. După ce s-a întâmplat mișcarea asta și a renunțat și să fac și o segmentă. Da? Deci, astea sunt... Din nou, practic o transformare după. Da. Sunt segmente egale. Este formidabil. Și nu mai scrie pe al treilea, nu de la dumneavoastră. Păi, al meu rămâne doar în prima relație. Al meu rămâne... Nu, ăla... Ăsta, segmentul ăsta? Nu scriem. Păi nu mai scriem, că am zis numai două treimi. Bine, da? Eu vreau să știu asta. Dar tu când numeri pe astea, verzi segmentele, așa astea toate, da. Nu? Da. Deci, astea sunt, de aici îți iese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, deci 14 trebuie să ne apară. Deci, 3 și cu 1, 4 și cu 6, 10. Și cu 4, 14. Da, e corect. Doamn profesor. Nu vrei să mai stăm un pic? Să mai da, zămobim. Asta vreau. Pentru că am îmbrăcat problema, aceeași problemă. Da? Aceeași problemă, am îmbrăcat-o atât de straniu, este aceeași problemă cu același schelet, dar îmbrăcată altfel. Da? Cum am spus noi? Hai să vedem, Davide, repetă tu. Deci, Davide, de cei patru au o sumă de bani. Bun. Primul îi dă al treilea. Celui de-al treilea. Celui de-al treilea o pătrime. Bun. Și atunci, cel de-al treilea va avea două treimi din primul. După ce a mișcat el. Da. Deci cel de-al treilea va avea două treimi din suma rămasă primului. Da. Din suma rămasă primului. Stop! Și cu asta e prima informație, prima șarjă. Da. Următoarea informație. Al doilea renunță la jumătate și ultimul nu face nimic. Da. Al doilea, dacă al doilea renunță la jumătate, atunci? Atunci, primul, al doilea și al patrulea vor fi egali. Asta e. Atâta tot. Și asta e problema. Vă rog să faceți experimentul acesta. Această problemă, așa cum am făcut-o noi, să o propuneți colegilor voștri, să vedeți cât de tare este problema. Este foarte tare, foarte frumos. Ce foarte... rău că luni nu puteți merge la școală. Luni nu face tori, vă. Dar nu, eu spun... Marți, miercuri, când o să fie. Când o fi, când vă veți întâlni. Deci problema este spectaculos de frumoasă. Avem și noi așa o problemă. Da, uitați, am gândit o problemă să vedeți voi ce interesant este. Dar eu insist, pentru că nu fac altceva decât să vă invit să pătrundem în mintea autorului și de fiecare dată la o problemă să mai zăbovim un pic. Să înțelegem mecanismul care autorul prin care a făcut mișcarea. Eu mă gândesc că autorul când s-a apucat de treaba asta și-a luat un segment de 2 lei, apoi l-au multiplicat de 3 ori, de 6 ori, nu știu ce. A făcut ce a vrut, s-a jucat. Da, s-a jucat acolo. După ce l-a combinat, așa a făcut. Și el a făcut, după ce au văzut aranjarea aceea foarte interesantă, și-a creat problema. Deci rămâne foarte important acest lucru. Să fiți și voi mici autori, nu? Da. Noi nu pășim foarte repede peste o problemă și trăim bucuria. Am adunat și ele două numere, le-am pățit, le-am scăzut pe acolo și ne-a ieșit problema și ce bine am plecat mai departe. Yeah. Vrem să pătrundem în partea nevăzută. Dragilor, ăsta este obiectivul meu cel mai mare. Să vă invit să explorăm zona nevăzută, aceea în care putem să devenim și noi propunători. Deci este spectaculos.
ca să vezi mecanismul prin care propunătorul și-a șurubat problema și-a aranjat-o și să poți să faci și tu modificări. O primă modificare este darea aceea pe care ai spus-o tu, hai să modificăm numărul. Ai zis nu 28, ci 56. Este o primă tentativă, o primă idee. Nu ai zis, hai să spunem 71 sau 23 sau nu știu ce la întâmplare. Ea s-a gândit să multiplice de două ori valoarea aceea pentru că și-a dat seama că are nevoie probabil de lucruri importante să se împartă la un moment dat la 14. Da? Poți să gândim o multiplă de 14, lucru important asta. Am o idee. Asta. Și 140 puteți să dați. Sigur că da. Împărțim pe 56 la 14 și vedem cât e ce. E 4. Păi da, bine. Bine, dar asta, Daria, în baza tot ce știm noi ca partea ascunsă, mecanismul din exterior. Dar el când s-a apucat de problemă, are treabă de făcut. Da, profesor. Nu are treabă de făcut. Bine, să spunem că din jumătatea... La prima citire, nu o să duci așa de repede. Nu, cum așa de repede? Nu, și vorbă, deci stăm aici foarte mult. Poate și a doua zi, un exact. Copil care e foarte hotărât să facă problema, are de lucru, pentru că iată cât de frumos spune. Dacă renunțe la o pătrime și îi dă celui de-al treilea, atunci în momentul acela, de două treimi din suma acestuia. Dar acest două treimi din suma acestuia este ascunsă pentru că lui a rămas câte trei pătrimi au rămas. Două treimi trebuie să-ți dai seama. Așa, două treimi față. Deci este foarte... Și până vă spun, dacă ăsta al doilea renunță la jumătate, atunci primul, al doilea și al patrulea au sume egale. Foarte frumoasă problema. Am și eu una. Foarte frumoasă. Dar mai trebuie să rezolvăm pe asta. Păi nu, rezolvat de voi, asta e rezolvată de acum. Nu, dar vrem să vedem cum se rezolvă. Exact așa. Adică cum? Adică spune-mi și mie cum. Uite, mai să începem de încă o dată la atunci. Păi, adică cum faci să rezolvi dacă asta e o problemă nouă? Tarea. Păi e o problemă nouă. Păi tot 14 segmente sunt. Păi da, mama, dar copilul ăla nu-și dă seama. Da, dar copilul ăla, tu acum vrei să-mi lași haina copilul acela, exact. Da? Exact. Da? Tu ești și propunător și la rezolvitor la acum, da? Și cum faci copilul acela? Exact. Da, în pata 14 și vezi un segment e 4 și dacă ai distribuit corect... Se schimbă doar ăla. Exact. Primul va avea atât. Deci tot secretul este să înțeleagă mecanismul că îi dă cui. El are... fiindcă renunță la o pătrime, dar mai fac o dată de semnul ăsta, eu zic că nu se merită. Nu se merită. Adică te-ai grăbit acum, propunându-ți să facem problema, tu deja o știi să o rezolvi acum. Nu ești în starea, situația copilului. Deci la segmentele de la început... Hai să o spunem pe cea dreaptă. Toți prietenii noștri care vor vedea filmul vor avea problema rezolvată. Exact. Da? Se uită pe profund online, da, și Google, atunci, dau acolo. Da, și ei vor ști. Dar vor trăi bucuria pe care am trăit-o noi acum, aceea de a încerca să compună și ei. La nu s-au schimbat numărul segmentelor, dar ea doar aranjamentul lor. Doar am îmbrăcat cu într-o altă haină, exact. Da? Dar este aceeași persoană cu haină. Înțeleg că nu știi să o rezolvi pe asta? Ba da, știu. Aia e bună. Bun. Haideți să mergem mai departe. Mai avem o problemă. Să vedem ce problemă. Unica împarte mere și nuci nepoților săi. S-a făcut la școală. Ați făcut-o pe asta? Da. Da. Ah, bine, ok. Asta cam alta. Dacă ați făcut-o la școală, n-are rost să mai faci. Dacă ți-mi vine ideea, am făcut-o și la fel. Și am făcut-o și la... Da. Am găsit asta sau... Da, facem alta, sigur că da. Ah, te rog. Într-un coș sunt 28 de fructe, mere, pere și caise. Am făcut-o? Nu cred, nu. Câte fructe sunt în coș? Mai știți și puțin mai mult. Într-un coș sunt 28 de fructe. Mere, pere și caise. Deci mere. M plus C plus C este egal cu 28. Și caise. Deci cum ai spus, M plus P plus C? Egal cu 28. 28. Câte fructe sunt de fiecare fel dacă mere sunt de 6 ori mai multe decât pere,
iar în cor se află cel puțin un fruct de fiecare fel. Deci câte fructe sunt de fiecare fel dacă mere sunt de 6 ori mai multe decât pere? Adică nu ori 6 egal cum? Deci mere de 6 ori. Dacă pere sunt atât, deci mai egal cu 6 ori, putem să spunem, așa, profesor. Mere sunt de 6 ori, da? Da. Iar în coș se află cel puțin un fruct de fiecare fel. Normal că se află unul de pere. Cel puțin. De 6 ori mai multe, adică da. Și cerul e practic necunoscut. De asta tot e un profesor. Că eu pot să spun că perele astea au două segmente. Da, deci pere atât am spus, da? Da, ok. Mere. Și ceul ăla... Și caise, măcar și, o caise este. Și o singură caise, da? Da, ok. Poate deci facem un segmentel. Deci minim o caise. Minim o caise trebuie să fie. Și de 28. Una caise. Da? Și o singură caise. Da, da, nu sunt egale, David. Nu, dar să presupunem că n-ar fi decât o caise. Așa. Eu așa aș plec în raționament. Bă, presupun că e doar o caise. Ce fac cu restul? Cum fac? A, 28 minus 1. Minus 1. Deci zicem, cazul întâi. Presupunem că există una caise, da? Și atunci, din totalul de 28, o scădem pe caisa asta. De acord, David? Și face 27 caise. 27 fructe. 27 fructe, da. Fructe. Și ne rămân... Acolo și câte segmente ne rămân pentru mere și pere? 7 segmente egale. Rămân 7, da? 6 și cu luna 7 segmente. 27 împărțit la 7. Aoleu, nu se împarte. Da, nu se împarte. Deci 27. Poate 28 se împarte la 7, dar 27 nu se împarte. L-am stricat pe 28. Da, nu se împarte. Nu-i nimic. Atunci e greșeală că am zis că este o singură caise. Ar fi două. Deci 27 împărțit la 7. Dar tot nu se împarte, domn profesor. Eu cred că ar fi cam... Se împarte undeva. Nu merge. A, nu. Dacă spune, presupunem că ar fi 3 caise, ar fi 20... Eu cred... Dar tot nu se împarte. Eu cred că sunt 7 caise. Dacă sunt 4 caise... Corect, David. Eu cred că sunt 7 caise. Că 21 se împarte la 7. 7 caise, că 21. De ce să dacă că nu... Pentru, domn profesor, pentru... Deci dacă noi o luăm... 28 minus 7, ziceți. 28 minus 1, 27. 28 minus 2. 21 minus 7. Nu, 21 minus 7, domn profesor. 7, dar e corect? Dă 21. Și când împărțim 21... Eu zice șmecheria prinsă asta. Îmi place foarte tare. El este așa... 28 se împărțea la 7. Iar acum eu merg înapoi și tot la 7 trebuie să împart. Următorul care se împarte? 21. Și în segment din nou o să fie 3. Corect. Și pe o să fie 3, merele o să fie 3 ori 6, 18. Pare, corect, mă. Și caise cât? Și 3 ori 7, 21. Caise. 7. Caise 7. Și caise 7, corect. Și asta e problema, și altă soluție nu-i. Ce tare! Oh, mai fi și altă soluție, domn profesor. O informație foarte frumoasă a fost asta, când am spus că este cel puțin o caise. Autor a fost de tare aici. Pentru că a zis așa, măi, îi dau de 6 ori și da, până la 7. Să prind ei, că nu poate să fie decât... Și atunci ei trebuie să gândească în final să se împartă la 7 după ce scad caisele. Cum 28 se împarte la 7, David, fii atent, deci a fost foarte tare. Cum 28 se împarte la 7, atunci, și scăzând cel puțin o caise, nu una, ci 7 ar trebui să scadă, ca ce urmează să împarte la 7. Da, dar mai este o variantă, domnule. Imediat o să gândim și la aceea. Mai sunt 10 variante de acolo, așa, dar... Nu 10 variante, nu știu dacă sunt 10 variante. Pentru că asta exagerăm, ne gândim la numerele care se împarte la 7. Da. Și următorul care mai e? 14. Da, normal. Păi da, normal, adică 7. Un segment e 2. Și atunci caise câte sunt? Caise 2. Da. Caise sunt... 28 minus 14. Minus 14 și 14 caise. Și mai este unul. Și mai este cu 7. 7. Și atunci caise câte sunt? 7. Câte sunt caise? 7. 21 sunt atunci caise.
Deci n-am terminat problema, nu? Exact. Ela nu mă lasă că... Nu, iertați-mă, domn profesor, dar dacă unul e trist, unul crede că e singura soluție și de aia. Nu, deocamdată, știi ce, vreau să insist pe partea asta, în înțelegerea foarte bine a ideii că mă duc deodată de la 7, la multiplu de 7, că asta era varianta. De ce la multiplu de 7, datele? Că autorul mi-a dat deodată 28, dar dacă el nu ne dădea 28, ne dădea 23, 25, 27, fără să fi fost multiplu de 7, atunci am fi început problema cu ce depășea pe 21 murară, da? Mai atent. Deci, faptul că am 6 segmente și cu 1, 7. Da? După ce scad numărul de caise, trebuie să rămână un multiplu de 7. Da? Trebuie să rămână un multiplu de 7. Acum, în momentul în care el îmi dă 28 fructe, întrebarea din 28, cât să scad? 7. Ca să-mi dea multiplu de 7, să rămână multiplu de 7. Deci, odată trebuie să scad pe 7, deci x-ul ăsta, da? X-ul ăsta. X-ul ăsta este, da, vede, odată 7, sau x-ul ăsta mai poate să fie cât? 14. Sau x-ul ăsta mai poate să fie? 21, da? Deci, pentru fiecare din variante, trebuie să dăm soluții. De ce a spus vorba? Sau, ăsta e sau. În cuvinte scrieți voi. Sau. Dar e bine și așa. Da, am învățat o chestie nouă. Da, așa, vu ăsta. E sau. Da? Iar așa și. Hai să scriu simbolul ăsta. Deci, ăsta așa. Nu știam. Sau. Așa se citește, da? Sau. Și ăsta și. Și. Da? Sau și. M-ați învățat o chestie tare. Da. Sau și. Deci sunt două, se cheamă niște conectori logici. Oh. Da. O să vă vedeți cu importanță foarte mare când începeți să faci un pic de logic matematic. Dar acum să mă întorc aici. Da, vede. Deci din 28, cât să scad ca să rămână multiplu? Să rămână multiplu de 7 înseamnă să rămână cine? Să rămână 21, să rămână 14, sau să rămână 7. Asta înseamnă. Ca să rămână 21 trebuie să scad pe 7, ca să rămână 14 trebuie să scad pe 14, și ca să rămână 21, ca să rămână 7 trebuie să scad pe 21. Da. Și acum, în varianta în care... Nu, ca să rămână 21 trebuie să scad 7. Bine. Hai să mergem așa. Când x egal cu 7, hai să sunt persici, da? Persici. Atunci mere sunt în varianta asta. Mere câte sunt aici? Ne-a rămas cât? 21. 21 împărțit la... 7 mere. 21 împărțit la 7 egal cu 3. Și astea sunt 3 ce? Pere. O, 3 pere. Și 6, ori 3, 18 mere, da? Pere 3. Și 3 ori 6 egal cu 18 mere. Da? Când mergem pe x-ul acesta, care înseamnă caisele și am scăzut 14, îmi rămân din 28 am scăzut pe 14, rămân 14, iar 14 împărțit la 7 egal cu 2, înseamnă 2 pere. 2 pere și 12 mere. Și 2 ori 6, 12 mere. Da, 12 mere. Să avem 7. Când mă duc pe varianta asta, rămân 7, împărțit la 7 și face 1 pere. 6 mere. Da, o pară. 6 mere. Și respectiv 21 de pere, da? Da. Dragilor,
Caise, pardon, Caise 21, să înțelegem că ce sunt Caise, da? Bine. Aș vrea să vedem soluțiile, ziceți așa, soluții. Soluția 1 înseamnă 7 pere, 3, nu 7 pere, 7 caise, pardon, caise, da? Caise. 3 pere. Pentru, da, este varianta întâi, 7 caise. Varianta întâi sunt 21 de caise. Bine, și 7 depinde, acum, depinde cum gândim, mixat. Cum punem ca ordine, care e prima, care e a doua, mixat. Care e a treia, da? Deci 7 caise, 3 pere și 18 mere. Eu spuneam așa în ordinea asta. A doua soluție. 14 caise, 2 pere, parcă așa ne-a dat, nu? Și 12 mere. Și a treia soluție înseamnă 21 caise, Daria, caise, una pară și 6 mere. Și 6 mere. Să ne amintim când am început să intrăm în problemă, am mers destul de timid, așa se face cercetarea unei probleme. Faptul că am avut informația că spunea că cel puțin un fruct însemna cel puțin o caisă, am început și am văzut cum se împarte la 7, am zis, hai să luăm 2, nu se împarte la 7, și David o țâșnit și a spus, nu mai pierdeți timpul, luați deodată 7 caise. Corect. Ca îndată ce vă rămâne să se împarte la 7, adică 21. Și tu ai fost tot așa de aproape, Daria, tot așa ai văzut și tu foarte repede, că tot așa, nu dovedeam care să intre în discuție cu mine, pentru că ai sesizat foarte bine că 21 este numărul următor, da? 21 și împărțea 7, mi-a dat 3 și acum 18. Și mama, din păcate, nu ne-a lăsat să mergem mai departe, pentru că noi urma aici să tatonăm și să zic, oare e numai varianta asta aici cu 7 caise, 3 pere și 18 mere? Ori mai fi și o altă variantă? Și atunci urma să cer de la voi ideea că când de dată ce am scos-o 7, mai scot încă un multiplu de 7, 14. Și atunci 14 caise ar fi încă o variantă și ce ne rămâne împărțim la 7 și iarăși 2 pere și 12. Și încă una, aceea de-a... Deci, vedeți, urma să pătrundem problemă. Dacă ne-am fi oprit aici cu prima soluție, n-aveam din punctaj decât o treime, dragilor. Deci, au fața acestei probleme, dacă ne entuziasmăm, zicem, gata, am găsit soluția. Am dat 7 caise, furați de frumusețea problemei. Asta se întâmplă foarte des. Frați de frumusețea problemei, zice, am rezolvat problema. 7 caise, 3 pere și 18 mere. Fac în total 20 și cât? 28. Sunt fericit. Am făcut problema. Corect. Și numai o treime de punctea. Și spune, am făcut-o perfect de 10. Cum să nu mă lase? Vreau să vă gândiți în continuare. Asta e, asta vreau să mai există și altă soluție, oare? Deci, cum ne-am gândit să dăm pe 7 înapoi, ca să se să devină multiplu, imediat mai făceam un pas. Hai să dăm pe 14 înapoi. Corect. Hai să dăm pe 21 înapoi. Deci, vedeți, este esențial, esențial, ca în problemă să trăiești bucuria aceea de început, dar să nu spui, gata, am făcut-o. Am rupt-o. E drept. Dar să văd, nu mai sunt și alte speculații, alte chestiuni de finețe. Nu cumva mai aveam încă de săpat la problema asta, să pătrund și mai în adânc, să vedem ce se află mai jos. Da, frumoasă problema, da. Foarte frumoasă. Mergem să vedem, da, alta. Altă problemă. Ești bine mulțumită. E, aici, Daria, eu sunt foarte apropiat sufletului tău și vreau să te disciplinez, să înțelegi că nu numai tu ești în, da?
suntem într-o colectivitate, așa, dăm răspunsurile pe rând și încă ceva, este important să pătrundem cât mai în adâncă probleme. La școală venim să învățăm, nu care zice primul, care zice altul. Dar important este să rămâneți cu exact. Important să spunem, aici vreau să trăiesc bucuria, ce minunat a fost. Exact. Ce minunat a fost, cu uite că scăpam din vedere chestia asta. Dar chiar foarte tare. Corect. Că am scăzut încă un 7 și încă un 7. Corect. Și am văzut după aceea problema. Da? Deci, aș spune că soluția n-a fost o altă soluție în sensul de rezolvare completă, ci și o altă variantă de aici. Adică am completat, dacă vrei, finalul soluția problemei. Analiza asta. Deci cu asta trebuie să menținem, să plecăm Daria. Cu bucuria de a fi dus problema și a fi analizat-o până la capăt. Până la capăt. Da. Câți termeni are suma 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe, dacă este un număr format din două cifre identice. Mai citesc o dată. Câți termeni are suma? 1 plus 2 plus 3, scrie Daria, te rog. Am scris. Dacă este un număr format din două cifre identice. Deci el este egal când termen de calculat din două cifre identice, adică XX. XX, da? Bun. Câți termeni? Câți termeni are? Analizăm, nu? Hai să-l lăsăm pe Daria un pic, da? Și discuți cu tine imediat. Daria, tu. Numerele care ar putea să fie ar fi 11, 20, 2, 33, 44, 55, 66, 67, 78. Bun. Deci te-ai gândit la toate variantele de 88 da, și 99, da? Vedeți, s-a gândit la toate variantele. Mai întâi se le bată toate numele acestea, da? Deci ea gândește XXX aparține mulțimii tuturor variantelor de tipul XX, da? Așa, aparține mulțimii 11, 22, Davide, continuă. 33, da. 34, 55, 66, 77, 34, 55, 66, 77, 88, 99, 100. Așa. Dar problema este că noi trebuie să luăm șirul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și nu se știe care dintre ele este. Păi nu știm unde ne oprim. Da, nu știm, adică nu știm care dintre acestea ar fi. Da, nu știm care. Noi trebuie să le găsim. Tocmai. De exemplu, 3 plus 1 plus 2 plus 3, care de 6. Plus 4. Ar veni 4, ar fi 10. Deci 11 e scos din discuție. Oh. Ar fi interesant să vedem care sunt scos, care sunt valorile scoase din discuție. Și dacă am avea 10, 10 plus 5, 15 plus 6, 21. Deci 22 e scos din discuție. Da. Tăiem, domn profesor. 21 plus 7, 28. 28 plus 8. Nu-i bun. 36. Și ăla e scos. Nu e scos. Și ăla e scos. 36 plus 9. 45. 45. Și ăsta e scos. Și 44 e scos. 45 plus 10, nu? Da. 55, uite, 55 e bun. 55 plus 11, 66 și ăsta e bun. 66 plus 12, 70 și nu e bun. Și 8 nu mai e bun. 88 plus 13, nu e bun. E bun, dar 56. Atât. 55, 66. Dar dacă vă dădea XXX3, mai merge de asta, de mers așa mai departe? Hihihi, norocea noastră a fost gândită, dar numai două cifre.
Doamna profesor... Îi învață-mă acum ideea da, dacă... Da, puțin! Ar fi fost 111, 233, 444... Și multă muncă! Tot ușor ar fi dacă ar fi de 1000 același lucru, dacă ar fi de 1000 același lucru, dacă ar fi de... Dar cum facem suma? 100 milioane același lucru... Povestea este că... E mult de tatonat din aproape în aproape. Deci cum mi-a spus, propus voi... Și mai ales că cum facem suma? Așa. Ar trebui să vedem noi suma asta cât de deșteaptă este. Stați puțin, haideți să vedem ceva. În general, o sumă Gauss. Am găsit o chestie. Hai să plecăm pe sumă Gauss, poftim? Deci, uitați. 3 la stânga, 3 la dreapta. Dar 2 în mijloc. Că s-a întâmplat așa, no, da, nu, nu e o rețetă. 55, 66, nu. Nu, asta s-a întâmplat să fie așa, dar... Păi n-am putea să facem un plus ultimul număr. Așa? Adică 40... Adică să facem 45. 45. Da. 1 plus 45, care va da 49. Stați. Haideți să ne gândim logic. Eu aș vrea să fac să găsesc o idee în care să-ți fac selecția asta deodată. Nu să cam muncesc eu așa de aproape, în aproape și să vadă. Da. Deci, trebuie o idee puternică. Ne gândim acum. Sigur că da. Ne uitam, ne mai gândim. Deci la suma lui Gauss exact. Să știu și eu. Pentru că 55 e cu liniuța încolo și 6 e același lucru. Ce? Adică și celelalte numere sunt în partea dreaptă. Și 55, 66 în partea stângă. Adică tu vrei să spui că ele sunt mai mari ca și cum aș fi, nu înțeleg. Asta e în mijloc așa și astea trei așa? Păi asta am zis și eu. Am zis, da, atât 4. Nu, că 22 e în dreapta. Stați, pără. Uitați, 2 e în partea asta, 5 în partea aia. Nu înțeleg. Ați înțeles? Nu. Adică 2 se duce... Noi facem spre dreapta și 5 facem spre stânga. Linia de sus, domn profesor, zice el, că la 5, da, vedeți? Linia de aici se duce în dreapta și linia de aici se duce în stânga. Dar n-are nicio logică. Matematica n-are. Păi da, dacă vrei să ducă un col, ar fi și 77 și 88 și 99. Da, mă, lasă așa. Am obligat de astea așa. Păi, Davide. Păi, Davide. Domn profesor. Dar de ce 55? Da, corect. De ce 55 și nu 30? Ia să vedem. 55 e dublu cui? Dublu e 55. Cât este? 120. 120. Deci, 2 ori 55 egal cu 110. Iar 110 este 10 ori 11. Foarte tare. De 162. Iar asta este, cât este, 11 ori 12? 12? Da. A, dacă 11 ori 121. Sau 12 ori 13. Ia să vedem, 12 ori 13. Nu, 11 ori 12. 121 plus 16. Da? Deci e bine. Da. Și? Dar cealaltă nu ar mai fi așa? Nu, profesor, cred că asta e chestia. 2 ori 11 face 22. Dar 22 nu mai poate fi scris ca un produs de două numere consecutive. Da, domn profesor, este 10, 11, 12. Adică tu vezi 10, 11, 12 ar fi numere consecutive. Cam asta e faza. Nu s-a întâmplat. Nu, dar hai să cercetăm așa. De două ori ăsta, dacă mai este 22 și întreb 22, se scrie ca fiind produsul a două numere consecutive, cum s-a întâmplat aici, 110 și 132. Adică, într-un fel, da. 5 ori, 4 ori 5, 4 ori 5 fac 20. Da, și tot 2 ori 11 ar fi, că nu se poate. Și nu este nici 5 ori 6. Imposibil. Pică. Și la 12 ori 11. 2 ori 22. Care face 44. Dar 55 și 66 sunt singurele care sunt singurele care se pot scrie și altfel decât așa. Deci este 2 adică ori 55. Nu 11 ori el însuși. Fii atentă, Daria. 2 ori 55
Egal cu 2 ori 5 ori 2 ori 5 ori 11. Și 2 ori 5 face 10. 10 și 10 ori 11. Foarte tare, foarte tare. Celălaltul. 2 ori 66. Se scrie ca fiind 2 ori 6 ori 11. Iar 2 ori 6 face 12. 2 ori 11. Deci ideal este ca îndată ce dublăm numărul respectiv, de îndată ce îl dublăm, el, după ce l-am dublat, să se aranjeze ca un produs de două numere consecutive. Adică, același număr dublat, el 66, 55 se scrie, o să aibă o altă discompunere, și mulțit același să-mi dea două numere consecutive. Știți, asta este secretul. Pentru că știi din plecat eu? Cu cine de la suma lui Gauss? Ia să vedem. 1 plus 2 plus 3. Și ca să stați, domn profesor, să finalizăm problema. Păi asta e problema, da. Profesor, termen. Plus 10. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Plus 100, hai zic așa, plus 100, egal cu cine? Știați voi că am mai vorbit suma. Primul plus ultimul. Adică 100, 100, 100 de numere. Deci 100, 101. Primul plus ultimul. Da, primul plus ultimul, 101. Oricât sunt. Oricât sunt ei. Sunt 100. A, sunt 100. Împărțit la 2. Eu încă țin de 5050. Așa este. Deci ce este aici? Deci, 100 ori 101. 100 ori 101. Adică sunt două numere consecutive și după aceea împărțit la 2. Invers acum. Eu n-am împărțit la 2. Și am vrut să văd ca un produs de două numere. De aceea multiplic rezultatul. Da, trebuie să știi ce ar fi super. Da, aici ai întreabă câți termeni. Păi, unul are... Păi foarte... aici. Câți termeni vorbim? La 55 să luăm. Da, mai întâi trebuia să facem selecția asta. De ce e bun 55 și 66, da? Profesor, 55 plus 1. Ori? 55 plus 1, dar nu e la ultimul termen. E de la 1 până la 10. E 11. E de la 1 până la 10. 10 plus 1. 11. Suma de la 1 până la 10 face 55. 10 plus 1, 11. De la 1 până la 55 e acolo, mamă. Deci e rezultatul sumei. Știu, dar rezultatul sumei, Dari. Deci e rezultatul sumei, atenție. Deci cu alte cuvinte, 1 plus 2 plus 3 că 1 plus 2 plus 3, uite Daria, 1 plus 2 plus 3 plus egal cu XX. Da. Acest XX, Daria, însemna oricare din variante. Am sesizat că n-am ce căuta cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta și așa de ceva. Făceam... Mi-a rămas numai cine? Mi-a rămas numai 55 și 66. Făceam... Și am, cum ne întoarcem? 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Unde să mă opresc? 10. 10, spuneți, da. Și o să facem, care face 55. O să facem 1 plus 10, 55 ori 10. 11 ori 10. Ori 5. Ori 10 împărți la 2. Așa, ori 5, mama. Da. Ori 5 pentru că sunt două perechi. Da, ori 5 grupe. La mea am zis ori 10 numere împărți la 2, tot 5 grupe. Da, dar ca să afli numărul lor, e dublu. Dar ea faci 11 ori 10 care 210 împărți la 2, 55. Deci scurt, pe scurt, Daria, înseamnă că sunt 10 termeni, da? 10 termeni aici. Iar în partea cealaltă, la suma următoare... Sunt 12 termeni. 12. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 10 plus 11, că e următorul care s-a dat aură. 11 plus 1, 12. Fac 66 și sunt 11 termeni. Păi la 10 o să fie 10, la 11. Iar rămânem aici, da, să analizăm. Dar nu sunt. Cum nu sunt? Că te întreabă câți termeni au... Câți termeni are suma dacă este un număr format din două cifre identice? Eu vorbesc că David a zis că nu mai sunt și 11, 22, 33 și eu i-am zis că nu mai sunt, că ei nu sunt. Nu i-am zis că normal dacă la 55 e 10, la 66 o să fie 11. Corect. Și e important să știm numărul de termeni, mama, nu dacă îi grupăm câte doi.
Că mai bine împărțim la doi. Aici, uite, ne-a întrebat câți termeni sunt. Știu. E tare camera asta, nu? Așa. Dar tot neagră, tot nu, neagră. Dar e frumoasă. E mai mare. E mai profesional, așa. E ca la domnul aia care e la televizor. Mama. Așa. Ce ai zis? A zis, deci, că noi am apărut de foarte, foarte mult timp. La televizor? Da, la DGTV. Ne-a zis că ne-a dat pe 4 posturi în același timp. Da? Bine. Da. Vreau să insist aici, să vedem cu ce ne-am ales din problema asta. Nu plecăm până când nu înțelegem foarte, foarte bine problema. Ce credeți că a fost esențial? Care sunt lucrurile care merită reținute? Mai întâi... Daria, vreau, te rog. Primul lucru care a trebuit să fie reținut, adică numerele care trebuie să te gândești, adică să nu stai pe gând. Ce înseamnă de tipul XX? Da, adică două numere de același fel. Bun, adică trebuia să vedem 11, 22, 33, 44, 55 și așa mai departe, până la 99. Al doilea lucru e să nu punem că 1 plus 2 plus 3 așa egal cu 11, să nu ne punem pe toate, trebuie să ne gândim cum și care fac parte din acest calcul. Dar a fost foarte instructiv ideea de început, mi s-a părut interesantă. Aceea de a încerca să facem suma, mergând cu rezultatul odată 11, pe urmă 22, pe urmă 33. Da, așa, am observat că nu se poate decât acelea două. Apoi ne-am dat seama de ce, adică de ce se poate, de ce se întâmplă asta. Vrei să mai zăbăbim un pic? Da. Cred că a fost important să înțelegem bine problema. Da. Autorul a spus așa, câte numere aduni tu ca să-ți dea 11? Numărul lor, să-l afli. Câte numere aduni ca să dea 22? Și tu ai spus, nu pot să ajung să-ți răspund, pentru că niciodată n-am să am 11. Când am adunat 1 și cu 2 și cu 3 și 4 și 5 acolo, ați văzut cât depășește? Depășește, că doar dacă ai face... Și în final, noi aveam rezultatul adunării, Daria. Deci noi aveam rezultatul adunării, 55 sau 66. Da. Și eu am pus așa întrebarea. Măi copii, oare n-ar fi bine să găsim o idee generală după care să putem ști exact la ce sume? De ce să ne oprim la 55 la 66? Poate mai fi. Da. Spun și eu. Deci care ar fi o idee care să ne trimită direct spre sumele acelea? Cine a învățat problema? Da? Am o întrebare, dar dacă noi am face cam așa, pe toate ar trebui să le scriem. Nu, Daria. Pentru că eu vreau să vă aduc lângă mine, să vă spun așa, că după ce am văzut pe suma lui Gauss, am sesizat că este vorba de produsul totdeauna a două numere consecutive. Păi da. Da? Și înainte de a fi împărțită la 2, suma asta 55, înainte de a fi împărțită la 2, avea... Cum arăta 55 înainte de a fi fost împărțit la 2? Era dublu. Ar fi fost 110. Da. 66 cât ar fi fost? 132. Da. Și atunci 110 și 132 se scrie ca 10 ori 11. Sau 11 ori 12. Și ăsta, cel mai mic, este numărul de termen. Iată, 10 și respectiv 11. Insist încă o dată că nu vreți să pătrundeți la probleme. Eu și... am pătrund. Nu. Nu, eu simt de ce. Insist încă o dată. Daria. Și Daria. Deci autorul este foarte șmecher. Și ne spune așa. Descoperiți voi câte numere consecutive se pot aduna pentru a obține ca rezultat al adunării, suma de tipul XX.
Și prima tentativă a voastră a fost să le vedem pe toate, de tipul XX. Și a fost bine. Și acum să încercăm să le verificăm care din ele conduc la suma asta. Care sunt variantele acelea. Și tatunându-le noi, am văzut că doar 55 și 66. Și acum eu vreau să vă spun că puteam să observăm dinainte că numai acestea ar fi fost pentru următorul motiv. Că 55 înainte de a fi fost împărțit la 2, cum arăta 55 înainte de a fi împărțit la 2? A fost 110. Da, 110. Când s-a fost 132. Da? 132. Domnul profesor, și te pur și simplu, înainte nu mi-a fost altificare și acum înțeleg. Da. Mă gândeam, nu tot ar trebui să le scriem pe toate ca să le aflăm pe acestea, dar acum mi-am dat seama că... Că tocmai aici vreau insista ceva. Da, că tocmai asta... Bun. Acum, eu vreau, suntem în problema asta, aș vrea să vă las vouă să faceți următoarele probleme, să facem și o mică sinteză ca să terminăm lecția voastră. A venit Mario, prietenul meu, și prietenul meu este cel cu care voi încerca să fac lecția, partea a doua a lecției de acolo. Așadar, n-am ce-am făcut aici? Așa, am făcut dacă de la cum să vine în vesel, nu, vă puteți gândi foarte ușor când stați individual. Știi de ce? Nu. Motivul este următorul, că vă puteți intrați în discuții și, și vă deranjează să și filmează. Da. Da? Întrebarea este așa. Vreau să-mi găsiți toate numele, amândoi. 1 plus 2 plus 3. Plus puncte, puncte, plus câte numere, să fie de tipul XXX. Da? Și găsiți toate situațiile și analizați. Deci găsiți toate situațiile și analizați. Și îmi dați la sfârșitul orei, la sfârșitul orei, și îmi dați răspunsurile la chestia asta. Să vedem ce am făcut în prima parte aici. Am făcut parte, nu? Sume Gauss. Probleme. Prin metoda figurativă. Metoda figurativă. Și fracții, da? Așa. Rămâne la asta, ne gândim acum și eu pornesc cu clasa cât este, mă? Clasa 0? 0, da. Clasa 0! Da? Da? Cu ea o să pornesc acum, să fac fișierul de sine stătător. Și închidem aici. Da, îl închidem și îl deschidem.